Bună, dragă, și bun de la întâlnirea cu proful. Ne apucăm de treabă, suntem... Suntem asentat acasă. Te va pentru acasă, în propriu spus, că nu vom mai putea acum, în ultima perioadă, numai te va pentru acasă, plasa a cincea. Ca ultima săptămână, s-o cam muia motoare, nu și la școală. Păi, mâine e ultima zi. Mâine e ultima zi, vine în urmă, mai duceți, nu? Vreau să mă duc. Să te gânduri, dacă nu cumva nici mâini nu o să te lase. Da. Păi chiar se pierde timpul acolo. Mai degrabă te odinești. Că azi toată ziua am colindă, deci... Ați început de azi colindă? Da. E limpede. E clar că nu. Bun. Da. Ia să vedem la ce ne putem noi gândi așa ca să... Păi am mai putea să facem o problemă cu fete și băieți. Am făcut-o ierică? Da. Fete plus băieți egal cu 40. Fete egal cu 1, băieți egal cu 1. Așa și... Când am pus la primul băiat, avea o fată. Al doilea băiat avea... Plus încă 3 fete față de primul băiat. A, șmecherie aceea? Da. De dar vă facem altfel, adică nu aceeași. Deci nu în modul acela care am gândit, nu? Ați făcut-o la școală cumva? Nu, n-ați făcut. Cum am făcut noi acolo, am zis așa, primul băiat are o fată. Da. Al doilea băiat are 4 fete. Adică cu 3 mai mult față, da, de primul. Da, față de primul băiat. Și fiecare are 3 mai mult decât... 3 mai mult decât așa. Așa, așa a fost, aia mi-am amintit acum. Deci... Băieți plus fete. Băieți plus fete la un loc. Să punem 60. Să punem la întâmplare, nu? A, bine. Punem la întâmplare, să vedem dacă merge treaba la întâmplare. 93. Acum, primul așa. Băiat, da. B1, trimite invitație la... unei singure fete. Da. F1. Băiatul 2, vrem să întâlnim și mai bine problema, nu? Păi da, de asta mea. Băiatul al doilea... Să zicem că are de 5 ori mai. Nu de 5 ori, cu 5 mai mult, cu 5 mai mult, da? Da, deci cu 5 mai mult. Adică trimite la F2, F3, da. F4, F5 și F6. Că ai zis tu cu 4 parcă mai mult, sau, nu? Nu, cu 5. Cu 5 ai zis? 5, așa, da. Ai zis dacă zici cu 5, mai punem cu... Să mai punem. Așa, la F7 am ajuns, da? Da. Băiatul B1. Deci, față de asta din față, cu 5 mai mult, da? Da. Băiatul B2, B3, va trimite la F8, F9, F10, F12, cu, astea sunt aici de 2, 4, 6 și cu 5, 11 de fapt. 2, 4, 6, F13, F14, F15, F16, ia să vedem, 2, 4, 6, 8, 9, 10, F17 și F18, da? Celălalt, B4, da. Va trimite de la exact cât sunt aici 11, da. Și cu 5, 11 și cu 5, 16. La 16 fete va trimite invitații, da? Da. Deci F 18, 19, la cât am zis noi? La 16, da? Adică... Până la câte, să vedem. Păi, deci, 16. Deci, încă 16 fete să adaug, da. Deci, lui 18, 18 plus 16, păi, 14. 18 sau 19? Aici stăm și ne gândim că el trebuie să fie în plus față de ăsta,
Cu 16. A, atunci spunem 18. Deci de la 18 încolo, trimite la urât. E bine așa, nu? Da, da. 18 și cu 16. 6 și cu 8, 4. 2, 3. Până la 34. Deci F, F 14, 8, 19. Da, 20. 20, puncte, puncte, până la F 34. Da. Da, și trebuie să ajungem undeva. La, trebuie să ajungem aproape de 93. Da. Acum, noi știm foarte bine că l-am dat pe 93 la întâmplare și acum vrem să facem corectarea aceea acolo. Da. Așadar, o să vedem cât face. 1. De fapt, știm cât va face. 34 am numărat ca fete, nu? Până în momentul de față. N-are rost să le mai adunăm, că doar asta ar fi făcut. Da. Facem 93 minus 3 sau nu? Avem până acum 4 băieți. 4 băieți am consumat și cu 34. Nu. Mai avem din pus, da? Deci o să spunem acum al 5-lea. Da, B5. B5. O să fie de la F35. F36 puncte până la F, adică la 34, încă 16. Nu. Cât adunăm noi? Și am adunat 16. Adică cât a fost, cât a avut el aici, cât a avut 34, nu? Să cum am făcut aici? Hai să vedem o dată. Că nu mi-e clar, se pare că am amețit lucrurile. Deci, la ăsta am mai pus 5, nu? Da. La câte a avut aici? 6. Deci, la câte a avut el? 2, 4, 6. Am pus încă 5 și am făcut 11. 2, 4, 6, 8, 10, 11. La câte a avut el aici? 11. Deci, am pus... Deci am pus la 16. Că trebuia să punem 11 și cu 5. 16. Da, e bine am zis. Dar nu. A, da, 16. La cât a avut el, da, mai punem încă 5, deci am pus 16, da? Da. Acum, la câte a avut el aici pentru următorul și cât a avut aici... Treizeci și patru? Așa bine? Păi da. Treizeci și patru. Nu, de acolo e numărul 18 și cu 16. El câte am pus aici? 16 am pus. Păi a, și acolo... Aici a fost 11, aici am pus 16. Acum, la 16 plus 5, 21 trebuie să punem. Aha, da. Da? Deci vine așa, încă o dată. Hai să facem să ne fie bine în minte pusă chestiunea. Deci, la câte a avut ăsta, mai punem încă 5. Deci e clar că am pus 6, nu? 2, 4, 6. La cât a avut el mai punem 5, trebuia să punem 6 aici. Da. La cât a avut ăsta din față, 6, am mai pus încă 5. Totdeauna punem 5. Am făcut 12 aici. Sunt 12? Da, sunt. Da. La cât a avut ăsta de aici, plus încă 5. Adică la 11 și cu 5, 16. Uite, am pus 16, da? La cât a avut 15 și cu 16, au făcut... Deci am mai pus 16. Da. Adică la 16, astea care le are el, că 16 aici puse, mai punem încă 5 și o fi 21. Da, că tot, da? Da. Față de astea care sunt 16, mai punem 5. Da. Față de cea de ale, față încă 5. Deci 21. Dar 21, acum eu vreau să văd unde mă opresc, nu? Da. 21 trebuie să adună. 21. Cu cât, la cât ne-am oprit? Ne-am oprit la 34, nu? Da, la 34. 4. Deci 21 cu 34. Face 55.
Deci, și până acum, la puncte, puncte până la... Ies 55. Da? Știm că aici sunt de la 30, de la 55 până la 35, sunt 21. 21. Hai să ne convingem, știi cum facem noi. Scădem din 55 pe 35, 25 minus, nu, 55 minus 35. Și ne dă 0. Da. 20. Da. 20 plus 1. Ah, că e 1, da. Un capătul, știi? Da, capătul. Avem noi tehnica asta tot timpul. Da. Deci e bine, e judecata corectă. Da. Bun. La B6 o să pun acești 21 care sunt aici. Da, 21. 1 și cu 5. 26. 26 și, și după 55 plus 26. Asta e, asta este. Deci după 55 plus 26, 6 cu 5, 11, 80, cât, 7 cu 2, 81. Deci mă, voi începe de la F56 și continui până la F81. Da? 81. Acum cred că timpul ne-am apropiat de 90 și ceva ăsta. Da. Cred că adăugăm la 81 cei 6. Da, 81 plus 6 și o să vedem 87. Deci da. Problema corectă este să o facem cu 87. Da. Deci băieți, dacă mai punem încă un băiat, adică 80 cât? 87. Da? Lui trebuie să-i punem iar de la F82 82 puncte, puncte, câte trebuie să adăugăm? 26 și cu 5 31. Da? 31, adică la 81 mai adăugăm 31. Depășește mult. Dar poate face modificare în direcția asta. Deci, spunem în loc de 93 punem 81 plus, hai să adunăm, a, pe 20, pe 31. 31. Da. Păi 1 și 2, 2, 8 și 3, 11. 11 plus 1 care era. Deci 112, nu? Da, da. Deci mă opresc la 112. Da. A, și... acolo când vreau eu să văd dacă sunt așa, da. Atunci din 112 scădem pe 81 și adunăm 1. A, da, atunci facem chestia asta, da? Deci de la păi da, 81... da. De exemplu, dacă punem și băiatul 7, punem la sfârșitul 112. Așa. Și n-am putea să facem 112 minus 23 și ar putem să aflăm și așa numărul băieților, nu? Numărul... deci o facem 112 minus cât? 20? 93. Minus 93, dar a fost dată de noi acolo aleatoriu. Trebuie numărul ăsta a gândit așa fel, după cum am procedat noi. Ori ne opream aici, da, la 81 și cu 6 băieți, și era 87 pus acolo. Ori mergem la 112 și cu 7, 119. Da. Deci, să, nu, vreau să spun că problema așa cum am formulat-o, nu cu un număr la aleatoriu poate merge. Da, da. Da? Ce fel de număr? Deci cu un număr din, după ce? După ce facem toată desfășurarea asta și ne dăm seama unde ne oprim, atunci modificăm numărul acela. Deci autorul când gândește problema, nu pune, nu începe cu numărul ăsta, pac, aruncă un număr. Da? Și el face egal cu, lasă semn de întrebare, lasă cu semn de întrebare, începe să lucreze la problemă, da, cu rația asta câte 5 mărită, că e o problemă care și-o fixat ori cu 5, gândește foarte atent, măi, ăsta e primul, la fete, problema e la fete aici, cum o desfășoară, da? Plus 5, deci 1 plus 5, 6. La 6 plus 5, 11.
La 11 plus 5, 16. 16 plus 5, 21. 21 plus 5, 21 plus 5, 26. 26. 26 plus 5, 31. Da? Și acum, numărând așa, cu ce-a fost înainte plus așa, ajungi la 112. Zice, aha, zice, fetele, 112, gata, știu fetele. Iar băieții care au fost prinși, care au lucrat aici, sunt 7. Și atunci el zice, 119. Semnul de întrebare l-a lăsat acolo așa și zice, 119. Da? Deci sunt băieți și fete. Da. În total, 119. Fiecare băiat trimite în felul următor invitația. Primul băiat la o fată, al doilea la câte la câte o trimis din față plus 5. Al treilea băiatul 3 plus băiatul 1. Deci băiatul 3. Băiatul 3 egal cu băiatul 1 plus 5, nu? Băiatul 3, băiatul 2 egal cu băiatul 1 plus 5. Da? Și băiatul 3 egal cu băiatul 2 plus 5. Și tot așa, ca număr de invitații, da? La câte o trimis el, încă 5 cealaltul. Preia câte o trimis și încă 5. Și în felul ăsta, mergem până când vrem noi. Și oprim la un moment dat. Puteam să oprim bună oară aici. Dacă opream aici, aș fi avut 34 de fete și cu 1, 2, 3, 4 băiați, și am 38 de copii. În clasă sunt 38. Da? 38. Și atunci problema merge. Sau ziceam, în clasă sunt 55 și cu 5. 55 și cu 5 băieți. 60. Da. Deci numerele astea, băieți și plus fete la un loc, depinde unde ne oprim noi din construcția asta. Deci nu se dă invers. Numărul la întâmplare și te calvezi. N-ai cum să te calvezi. Da. Adică dacă faci așa ordonarea. Vreau să spun că și propunătorul muncește în culise. Deci nu dă așa două numere, le adunăm, le scădem și este problema. Nu. Nu, ca să-și formeze o problemă corectă, trebuie să muncească în culise. Da? Dar el se ridică la un nivel un pic mai sus și în planul abstract și gândește problema, poate să facă și pe hârtie exact ce am făcut noi acum. Da? Deci, el practic adună așa, pe 1, 1 plus 6, plus 6 și cu 5, 11, plus 11 și cu 5, 20, 11 și cu 11 și cu 5, 16, da? 16. 16 plus 5, 21. 21 plus 5, 26. Și așa mai departe. Îi se adună, își construiește, fiecare diferă de celălalt prin adunarea unei aceeași cantitate 5. Da? Deci, fiecare se obține din cel din față, adunând același număr 5. Și acum, ca să vadă, el nu face desfășurarea asta, nu muncește așa. El pur și simplu zice 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus 21 plus 26 și face suma asta. Ori asta e o sumă Gauss, dacă să ne gândim. Da. Primul plus ăsta 26. Da, nu avem rație. Păi da, rația e 5. Ah, da. Nu e așa? Păi da. Deci 1 și cu 26 fac 27. De 27 împărțit la 2. Nu merge, dar câte perechi sunt aici, să vedem aici? Păi, 1, 2, 3 perechi, nu? Da, că sunt 3. Sunt 3? Da, perechi. Așa. Deci ar veni de 3 ori câte 20 și cât? 27. 27 ar veni, nu? Da. 6 și cu 21, 27, 11 și cu 21, 16, chiar 27. Deci, de 3 ori 27, și face 3 ori 7, 21. Da, 3 ori 7, 21, da, 1 și 2. 2. 3 ori 2, 6, 6 și cu 2, 8. 8. 81. Deci, practic, se oprește la 81. Vezi și noi acolo, la 81. A, e fizic, da. 81 de data.
Deci el nu muncește așa să umple două caie pagini acolo, ci îl adună. Unul și cu șase și unul pe și și la suma cauză și în primul plus ultimul, oricât suntem, îi împărți la doi. Dar cât suntem? 6, că și putem număra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 împărțit la 2 fac 3. Deci, da? Deci e foarte simplu ca idee. Și atunci 81. Și el spune așa. 81 și cu cât, câte numere sunt? Și cu 6? 6. Da. Băieții acum. Da. Da? 6 fac 87. Da. Și spune așa. Băieți plus fete fac 87. Da? 87. Da. Și prezintă problema. Fiecare trimite nu știu ce, nu știu cum. Dar atâta am muncit el. Pentru 87 de asta. Da? Și formulează problema. O îmbracă într-o haină de sărbătoare. Da. Se placă urechii. Fiecare trimite la câte, la fete, cei băieții. Da. Trimite în felul următor. Primul băiat la o singură fată. Al doilea, la câte o trimis la din față, plus încă 5. Adică te lasă pe din să înțelegi că la 6. Da. Al treilea trimite la câte o trimis al doilea și încă 5. În final, câți băieți și câte fete sunt. Dar tot controlul este că acest număr 87, atenție, n-a fost dat la întâmplare, ci este ca urmare. 1 plus 6 plus 11 plus 16 plus 21 plus 26 e egal cu 81 și plus 6 băieți. Da. Fiecare în parte reprezintă câte un băiat, așa, este de numărul 87. Da. Da? Dacă mai trimite la încă 1, la 31, atunci ajungi la numărul, cum am ajuns noi, la 112 și cu 7, 119. Da? Deci ori 87, ori 119, sau dacă se oprește la mai puține copii, dă alt număr. Secretul, acum e înțeles, l-am înțeles și eu, nu? Secretul este în ce? În ce constă? Secretul în faptul că numărul acela, Ikea, da, nu trebuie să-l dai la întâmplare, pentru că altfel nu, cel care se apucă să rezolve, nu iese. Da, și l-ai nebunit de cap, l-ai bătut joc de el, aruncă cu televizor, nu mai trebuie nimic, ce spune? Și cu chestia asta, nu-mi iese problema. Și el are dreptate, nu rezolvitorul, că tu n-ai ținut cont să-i dai un număr care să fie corect. Da. Da, vă rog, domnul Giner. Vă salut, domnul Giner. Așa. Am înțeles. Cum știți dumneavoastră, da, e perfect atunci, e perfect. Bine, bun. Eu vă mulțumesc, bun, vă salut. Așa. Deci, cum observi, spuneam mai devreme că totul este... Noi puteam face chestia asta, ca idee să aflăm unde 87-le astea, 81, 6, 7, dar n-am fi înțeles noi bine mecanismul tău, da? Dar de aceea am prins-o desfășurat, ca și cum am și rezolvat-o, ca și cum... Și atunci am înțeles mai bine cum anume trebuie. Acum poți să modifici, nu foarte repede, să aduni 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, plus 30, 1 și cu 5, 36, da?
Așa, și tot dai în final un răspuns. Dacă observăm, lucrează 1, 6, 1, 6. Da, 1, 6, 1, 6. Că 5 și cu 6, 11. 11, 1 și cu 5, iar 6, da? Ultima, cifra unităților, tot timpul așa lucrează, da? Și în felul ăsta poți să compui problemele cele mai interesante. Da, putem să facem o problemă, cum am făcut ieri cu Alexia, ultima problemă, cu pronei. Așa, cu un coș, nu-mi amintesc, gata. Hai să facem și de acelea. Cu fracții, nu? Da, cu o treime, o luat din... Da. Da, bun, bun, bun. Uite, să reluăm. Așa. Deci așa este problema a fost făcută. Eu zbănesc că da, dacă nu mai vine, nu mai aveți așa cartea aceea miraculoasă cu probleme de tari, 7 stele, da? Venim, noi zumim. Vine și timpul ăla, da? Da. Bun. Alexia a făcut așa problema, zice că într-un coș sunt mere, așa mi-am amintesc, da? Prune. Sau prune, da. Așa. Da. Și prima dată zis o treime din ele. Da, o treime din ele, după restul o doime. Încă o treime iar din... Încă o treime. Și după urmă... din nou rest o doime. O doime, așa, așa este. Da. Hai să zicem și noi așa. Să spunem că o luat o cincime. Da. Nu modificăm problema. Da. Deci, într-un coș, se află mere, da? Da. Mere. Prima dată se iau din mere, din grămada aceea din mere, două cincimi. Deci în prima etapă luăm două cincimi din mere. În a doua etapă luăm din restul lor. Să luăm... Tot nu neapărat două cincimi, putem să luăm și alte. Două treimi. Apoi din rest luăm două treimi din rest. După care, în etapa a treia, luăm jumătate, hai să zicem, din rest, jumătate. Din rest și constat din noul rest, da, din noul rest. Și constată că în sfârșit, când se uită în coș, rămân, deci după aceea jumătatea aceea, rămân 5 mere. 5 mere rămân în coș. În coș. Hai să mai luăm o dată, să vedem dacă merge. Noi am făcut chiar la întâmplare acum. Hai să spunem pe cea dreaptă. Deci două cincimi din mere. Da. Înseamnă că o să luăm un segment întregul, să reprezentăm cantitatea toată din mere prin câte, printr-un segment. Da, uite, care așa. L-am părțit în cinci. În cinci, că asta de jos să spunem câte. Da? Îl împărțim în cinci. Tu, ia trei pătrățele, patru pătrățele, cât vrei tu acolo. Una, două, trei, una, două, trei, patru, și a cincea, da? M-a de la și a cincea. Și ia doar două din ele. Până aici a luat. Ăsta e restul. Deci e urmai, să zicem. Primul rest după ce a făcut mișcarea. Ăsta trebuie să-l împartă în trei. În trei, adică din segmentul îl coborâm într-un fel. Așa, îl coborâm, dar îl coborâm. Da. Și trebuie să-l împărțim în trei. Dar chiar este împărțit în trei. Ce baftă am avut! A, da. Ce baftă am avut!
în formulare, extraordinar. Deci pe ăsta îl împărțim în trei, și chiar trei părți, așa, și luăm mai două. Ați înțeles? Asta e superbă chestia. Luăm două. Da. Și rămâne cât? Un segment. O rămâne un segment. Și pe ăsta e restul al doilea, nu? Da. Al doilea rest, pe care îl împărțim în două. Două pătrățele. Așa. Împărțim în două și ia pe asta de aici. Da. O ia. Și mai rămân aici câte mele? O câte rămân? Cinci mele. Cinci mele, da. Bun, cinci mele. Bun, ce tare e asta. Hai să vedem. Hai să vedem. Da, să vedem că, care a fost șmecheria. Că trebuie să descoperim, s-o potrivit atât de bine. Foarte tare a fost. Cinci mele. Cinci mere astea e jumătatea. Și cu cinci mere care le-a luat ea, deci, practic, un singur segment de câte mere ai compus? 10. 10 mere. Da. Când mai cinci e asta și cât cinci le-a luat ea? 10. Da? 10 mere. În un segment adică este 10. 10, 10. Adică tot 10. Cât înseamnă? Adică tot 10 ori 50. Cu 5. 50 de mere. 50, da. Deci încoași sunt 50 de mere. Aflat. Foarte simplu, da? Deci ai văzut cât de simplu a fost. Mersul înapoi acum ar fi așa. 5 ori 2. 5 ori 2. Da? 5 ori 2 egal cu 10. 10 ori 5 egal cu 50. 50 mere. Dar dacă scriem apoi astea două relații, chit că ai dat răspuns corect, nimeni nu pricepe nimic. Însă dacă faci așa reprezentarea, apoi îi spui tot, îi dat tot mecanismul și îi spui când ai împărțit în 5 și ai luat 2 din ele, au rămas 3. Asta era. Au rămas 3 cincimi. Una, două, trei au rămas. Deci dacă noi din, am luat 2 cincimi, au rămas 3 cincimi. Și când am împărțit în și am luat două trei, deja aveam împărțit în trei. Asta era, că dacă noi dădeam două șeptimi, două șeptimi și rămăsese trei cincimi, nu se mai lega trei, șaptele cu trei ăla. Deci ăsta a fost mecanismul. Aici, din întâmplare, am făcut treaba foarte bună. Adică l-am ajutat pe rezolvitor. Da. Să spunem pe cea dreaptă, nu? El este foarte încântat în clipa asta, că e problema. Da, da. Dar s-a legat acolo că două cincimi comparată cu... Două. Deci două cincimi ne-am luat, au rămas trei cincimi, trei părți acele au rămas. Da, și pe urmă zice, luăm două treimi din rest. Păi deja trei sunt și două le luăm. Da. Da, era deja împărțirea. Deci aceeași unitate de măsură. Deci aceeași unitate de măsură să-mi face. De aceea problema a mers foarte, foarte fain de tot, simplu. Și atunci au pus o treime, iar o treime și după o doime. Așa, da, noi am zis că facem treaba mai complicată. Dar am făcut-o chiar simplu. Nu? Deci foarte simplu. Zicem cum facem greu. Da, dar n-a fost dificilă. A fost chiar la îndemâna noastră. Atunci, hai să modificăm un pic. Se spune că a doua oare, ea a zis două cincimi, nu? Și acum ia tot două cincimi, să zicem. Două cincimi din rest. Deci hai să facem problema să vedem dacă acum chiar devine mai complicat. Dar nu știu ce e vorba. Nu știu. Nu știu, păi dar tu știi că, da. Dar acum vede toată lumea, noi facem la vedere, nu? Da. Deci spunem așa. Acolo, două cincimi. Și acum spunem, ia tot două cincimi din rest, da? Da. Și a treia oară? Am pus două treimi. A treia oară a spus jumătate. Hai să punem tot jumate, da? Să vedem ce o fi cu jumatea asta. Da. Să nu mai complicăm. Jumătate din nou rest, da? Rest. Și a patra și rămân, după care e acostată că rămân în coș.
5 mele, hai să mele. Să vedem care-i povestea. Păi, facem un segment. Uite așa. Care îl împărțim în 5. Corect. Adică. Așa, tăiem 2. Corect. Segmente. Ne rămân 3. Coborăm segmentul acela mai jos. Sigur că da. După îl împărțim în 5. Asta e povestea. Trebuie să îl împărțim în 5 pe ăsta la rândul lui, da? Deci în 5. La fix. Așa ce-o ieși ții, da? Da. 2, 3, 4, 5. Hai să zic și mie mai ești. Da? Dar nu prea. Nu prea. Zic și eu așa. Corezi, dar nu prea. Da. L-am împărțit pe ăsta în 5. După tăiem 2. Tăiem 2. Și ne-a rămas 1, 2, 4. Și ne-a rămas 1, 2, 3 de astea mai micuțe. Am luat 2. Am făcut 6 segmente. Numai e 5 trebuie să fac. Da, așa. Da. Pe segment, îl coborâm pe ăsta în jos. Da. Și îl dăm în două. Da, îl dăm în două și o jumătate o așurăm. O jumătate asta o așurăm și aici punem 5 metri. Da, 5 metri. 5 metri. 5 metri. Păi... Hai că de acum s-o complicat de tot. Ce facem? Adică, astea 5 cu astea 5 fac 1, 2, 3 de astea. Deci 5 cu 5 fac 3 de astea. Adică nu-i prea bine. Păi, înseamnă, deci segmentul ăsta de jos e 10, normal. Este 10, da. Și ca să văd, ar însemna 3 segmente, 10 nu se împarte la 3. Atunci trebuie să modificăm aici. Hai să luăm aici 6. 6 și cu 6 fac 12. Da, 12 se împarte la 3. La 3, că dă 4. 4, adică un segment de ăsta e 4, da? 4, 4. Ăsta care l-am luat 4, 4. Și 4, 8. Cât îți dă de 4? 8 și cu 8, 16, 16 și cu 4, 20 și... 20. 20. 2 ori, 4 ori 5, 20, da? Și acum 20 ar trebui să împartă la 3. Păi nu se împarte. Trebuie să dea 21. Ori 21, ori 24, ori... Deci, cu 6 n-a mers treaba. Ceva mai mult. Să luăm mai mult, nu? Da. Da, atenție. Să luăm așa, în fel încât te sparte și la 3. Da, și și până la de 5 ori luat acela și până se împarte la 3. Nu împărțit la 3, ne dă 3. 3 de 1, 2, 3, 4, 5. Adică avem de 2 ori nevoie să... 15 împărțit la 3. Adică, da, 5. Cum gândești? Deci, 9. Să luăm 9 aici, da? Da. A, dar nu. Numai una să fie 9? Da. Hai să luăm. Așa am luat. Deci, 9. 9. Aici, cum că 9 ori v-ar face cât? Da, n-am mai adunat aici. Nu, nu, dar nu trebuie să renunți. Nu, eu nu sunt de acord cu tine. Deci, nu trebuie să renunți. Ar putea să fie idee bună. Nu știu. Așa, ne dă 8. Așa, 18. 18 ăsta se împarte la 3. Da. 18 părți la 3 egal cu 6. Acum, la ăstea, fiecare 6, 6. 6 ori 1, 2, 3, 4. 6 ori 5. 30. Asta-i. Deci ăsta tot face 30. Da, și 30. Și împărți la 3. Și ne dă 10. Păi 10, da? Da, 10. 10, una. Una e 10. Și 10 ori 5, 50. 50.
Foarte, foarte tare. Foarte tare. Ai văzut că era cât pe ce să renunți. Ce vreau să te să spun? Că la chestiuni de astea, vreau să îndrăznești mai mult. Că ai tendința repede să retragi. Parcă după care ai cum ai fi omorât un om. Deci, emite o părere, un gând, așa, trebuie să fie o chestie la îndemână. Tot timpul să îndrăznești. Stați un clip, s-ar putea să vorbim ideea. Ai văzut acum, eu îndată am simțit că ideea e bună. Să știi de ce, hai să spun de ce. Că aici, noi când am început cu 6, aveam un 3. Avem o dată aici nevoie de 3. Dar... un cuiat-o. Bine, Cristina era. Cristina care bătea de zori. Sperată că ce face ea cu mine. Uite așa. De ce că te-o sunat, deci nu pot răspunde, nu? Te-o sunat... Nu te-o sunat... N-am telefonul la mine. N-ai avut? Da, și... mi-a zis, bună, sunt Cristina, nu pot răspunde. Probabil că avea deja un mesaj înregistrat. Da. A durat 2 ore și... Ai o carte? Nu am, mă, te rog. A scăpat. Ai scăpat. Mița n-are. Cartea aceea cu multe întrebări. Hai să vezi ce am făcut noi între timp, că merită să vezi. Ne-am șmecherii tare de tot. Ce vezi. Așa, fiindcă n-avem colegerea cu noi, ne-am dat la compus probleme. Da? Deci, și propunerea a venit de la Ștefania, care zice, eu aș vrea să le luăm problema aceea care am făcut-o cu fetița Alexia. Alexia... cu merele. Cu merele, da. Într-un coș sunt mere. Da. 1 pe 3... Da, dar mai compunem acum pe scheletul ei, compunem cu alte. Poate 2 5 5 de mere. Da. Hai să vezi tu ce faine chestie. Deci suntem tari de tot. Aproape nu ne recunoaștem nici noi cât de tari suntem. Deci, spunem... Prima ne iese din prima. Da. Dar o să o luăm pe asta, ca să poată să începem. Deci, într-un coș sunt mere. Da. În prima etapă, luăm 2 5 5 din mere. Așa. 2 5 5 din mere. În etapa a doua, luăm 2 5 5 dar din rest. Deci 2 5 5 din rest. Și în a treia, jumătate din noul rest. Îl împărțim la 2. Jumătatea aceea. Și constată că mă rămân... Aici eram, aici. Mă rămân... 5 mere. 5 mere o zise atunci. Noi am luat acum să rămână 6 mere. Nu mergea. Da. Deci am luat cu 5 mere și nu mergea. Haide să te introduc și pe tine, să pătrunzi în problemă, pentru că suntem, noi suntem avansați cu raționamentul, ea este la început. Deci, am reprezentat toate merele din coș, printr-un, toate merele din coș, printr-un segment. Da? Merele din coș l-a reprezentat printr-un segment. Deci, un segment de aici până aici reprezintă... Da. Deci, într-un coș sunt mere. Luăm în prima etapă 2 5 5 din... Luăm 2 5 5 din... Rest. Nu.
Două cincimi din merele care sunt acolo, în prima da, etapă. Da, în prima. Da? În prima etapă luăm două cincimi din merele... Din merele. Ce se află în coș. Da. Păi 5 sau 6 mere? 2 cincimi. Nu, jos. Rămân, aici a fost o problemă. În a doua etapă rămân, luăm 2 cincimi din ele, să zic, da? Da. În a treia etapă, jumătate da. Din... 9 rest. Din 9 rest. Iar constată Cristina că în coș mai sunt, am pus, pus mai 5 mere. Pui 5 mere, da? Da, pui 5 mere. Așa. Și iată cum am făcut Cristina. Deci am reprezentat toate numărul de mere printr-un segment. Cam de da? Cât? Așa fel încât să fie multiplu de 5. Eu am pus atunci... 4 segmente? Cât ai pus pe... Deci... 4 liniuți? Cât ai pus tu? Câte pătrățele? Nu ai pătrățele, dar cât ai luat acolo, ai luat numai 5 trebuie să luăm. Că, uite, dacă spunem două cincimi, păi înseamnă da, întregul împărțit. Deci luăm un segment, uite așa. Da, da. Deci am un segment. Am făcut. Da? Da. Pe care îl împărțim da. În 5. Una, 1, 2, 3, 4, 5, da? Perfect. Deci un segment pe care l-am împărțit în 5. Acum, din el luăm două cincimi. Așurăm. Două părți. Da? Și ne rămân trei. Și rămân aceste trei cincimi. Asta e restul. În el îi închipuim din nou jos. Și îl împărțim în câte pe asta acum? Ca să luăm două cincimi de rest. Din nou în cinci. Da. Din nou îl împărțim în cinci și luăm două părți. Deci noul segment îl împărțim în cinci bucăți. Una, două, trei, 4, 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Deci noul segment l-am împărțit în 5 și luăm 2 cincimi din el. Deci luăm 2 cincimi din restul ăsta. Și ne rămâne, iată, acesta. Ăsta e segmentul care ne rămâne. El îl împărțim în câte? În două. Este două jumătate. Da. Și hașurăm jumătatea care o luăm. Și ce rămâne? Aici era problema, am zis, în prima fază, 5 mere. Așa am spus, nu? Da. 5 mere. Înseamnă că cele care le-am luat ultima dată au fost încă 5. Din jumătate. Da. Înseamnă că au fost 10. Înseamnă că au fost 10. Adică... Îl împărțim pe 10 la 2. 10 îl împărțim la cât? La 3. La 3 și nu se împarte. Să schimbați camera. Da? S-a dus tipul. Deci pe 10 trebuie să îl împărțim la 3. Da. Și nu merge. Să vă punem 9. Nu, mai întâi a pus 6. Nici 10 părți la 9 nu merge, nici 10 părți la 6. Aba, nu. Deci... Deci, da.